Cei 145 de ani de activitate au fost marcați printr-o serie de evenimente. Marți a fost organizat workshop-ul De la Țărm la Țărm de către Asociația Studenților Academiei Navale împreună cu studenții Universității Maritime Constanța, iar miercuri au fost prezentate mai multe volume, printre care Pagini de istorie militară sau De la Vedea la Marea Neagră. Academia Navală a devenit, mai ales în ultimii 10 ani, o instituție recunoscută pe scena europeană și mondială, atât în domeniul marinei militare, cât și în cel al industriei maritime. Proiectele internaționale la care Academia participă în cadrul mai multor programe europene sau asociații europene și globale au îngrenat lucrarea comunității academice. Evenimentul s-a încheiat astăzi cu ceremonialul 145 de ani de învățământ românesc în marină și workshopul Cercetare și expertiză la Constanța, organizat de Asociația Generală a Inginerilor din România. Dezvoltarea marinei militare este istoric marcată și susținută de Academia Navală Mircea cel Bătrân, care de-a lungul timpului și-a onorat cu cinste nobila misiune de formare a ofițerilor destinați marinei militare și marinei comerciale române, ca buni specialiști și oameni dezvoltați, valorilor consacrate, dragostea de țară, onoarea, demnitatea și curajul. Școala Flotilei a fost înființată în anul 1872 la Galați și a reprezentat primul pas spre instituționalizarea unor forme adecvate de formare a cadrelor militare de marină. În 1909, Școala Navală Superioară este construită la Constanța. După multe transformări, în 1973 a luat naștere Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, iar în 1990 a devenit Academia Navală Mircea cel Bătrân. Instituția este destinată pregătirii și perfecționării ofițerilor ingineri pentru forțele navale și marină comercială. În fiecare an, sute de studenți trec pragul Academiei, iar prin rezultatele sale notabile, dar și prin nenumăratele promoții de ofițeri specialiști, apreciați în țară și străinătate, Academia Navală Mircea cel Bătrân și-a consolidat statutul de principal exponent al învățământului românesc de marină, dar și un nume emblematic pentru Școala Superioară Românească.